Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, astăzi am ajuns la al treilea film despre metode de tratament. Acestea ar fi următoarele. Deci, dacă în filmul trecut am vorbit despre substanțe care otrăvesc păduchii prin hemolimfa albinei, astăzi vă voi vorbi despre substanțe care acționează prin contact direct. Deci, primul ar fi evaporarea. Prin evaporare se înțeleg niște substanțe care, prin anumite acțiuni, se evaporă în stupele. Pot fi pastile care se pun în anumite zone ale stupului, în formă cristalină. Acest am înțeles că ar fi Apilife Varu. Iar o altă metodă ar fi bureți absorbanți pe care se toarnă soluții care treptat se evaporă în stup, acesta ar fi acidul formic. Deci cam în asta constă substanțele evaporante. Al doilea ar fi benzile impregnate, substanțe care băgate în niște benzi, absorbite în niște benzi, substanțe toxice, se elimină treptat prin contactul albinei și răspândindu-se la toate albinele din o familie. Acesta, în România, eu cunosc un petroid foarte puternic, fiindcă mulți vorbesc de tratamente și nu știu acțiunea lor. Deci, ar fi varostopul, care conține un petroid foarte puternic. Se spune acesta și folosesc. În momentul acesta consider că e foarte bun pentru acțiune îndelungată. Asta înseamnă că timp de 35 de zile această substanță circulă prin tot stupul. Deci, în România se mai folosesc tot pe benzi, substanțe toxice, ceva gen tactic. Unii folosesc și zic că funcționează foarte bine, ar mai fi și Scabatox. Eu doar am auzit de ele, nu am folosit. Singurul care l-am folosit, Varostopul, este un medicament destinat albinelor, deci eu prefer acest lucru. Deci cam în asta constă acest tip de tratament prin substanțe toxice care ar fi petroizi, se emană în stup prin contactul albinei, deci fiind un tratament prin contact. Al treilea și ultimul tip de tratament pe care îl știu eu și scrie în cărțile de specialitate ar fi folosirea substanțelor aromate. Deocamdată, când am citit, când a fost scrisă cartea respectivă, în momentul acela încă nu aveau curaj să folosească aceste substanțe aromate, ar fi vorba de uleiurile volatile, dar pot cauza furtișac, fiindcă schimbă mirosul în familia de albine, cei care ar ameția carienii, n-ar mai găsi celulele de larve și pe baza aceasta ar cădea de pe faguri, fiindcă de pe albine nu cred că o să cadă, în cauza că pe albine poate să stea indiferent de ce miros ar fi în stup. Poate să facă un pic de agitație în familie de albine, deci asta depinde de fiecare cum decide să folosească uleiurile volatile. Pentru moment, cam atât. De la filmul viitor voi vorbi de substanțe. Eu voi începe cu acizi. Încerc să mă documentez. M-am documentat despre acizi, folosirea acizilor. Singurul lucru cu acizi este în general temperaturile și gradul de infecție a familiei de albine. Dar din asta voi vorbi din filmul următor.
Până atunci, documentați-vă foarte bine de aceste tipuri de tratamente care v-am zis în astea trei filme. Vedeți ce vi se potrivește mai bine. Atâta spun că varachet în acest timp sau orice altă substanță de scurtă durată, adică cum ar fi să-i dai un varachet, dacă folosiți varachet, eu consider că n-ajunge un singur tratament, egal cu zero, fiindcă nu prindeți aproape deloc varoa de sub puietul căpăcit. Ca să prindeți puietul căpăcit ar trebui să faceți 4 tratamente la 7 zile ca să faceți acest lucru, cine folosește varachet. Un tratament nu costă o singură fumegație, ci 4 fumegații înseamnă un tratament. Doar o fumegație înseamnă doar diagnostic pentru cei care folosesc această metodă. Deci dacă dați un singur varachet, ați văzut doar diagnosticul, că ți-au căzut de pe albină. Dar tratamentul o să-l faceți în funcție de diagnostic, cum ați văzut în filmul trecut la diagnosticul familiei de albine în cazul cu podul. Deci puteți face foarte simplu un diagnostic cu varachet, după care puteți face tratament cu ce doriți dumneavoastră, ce considerați că e mai bine. Cu asta vă las, data viitoare voi începe să vorbesc despre acizi. Sper să ne auzim cu bine. Numai bine!